Balustradă de protecție, dar unde-i protecția? Incidentul de la Paradisul Acvatic de miercuri seara a creat mai multe controverse. Mulți brașoveni, dar și ingineri în construcții, susțin că vina ar aparține complexului acvatic. Balustrada respectivă trebuia construită fără a exista niciun risc. Un inginer în construcții a explicat pentru Brașov TV despre ce este vorba. În cădere, degetele au intrat între mâna curentă de diametru mare și ornamentele din metal de inox care sunt aici. Prinzând-o în zona asta, firesc că și-a rupt degetele. Pe bine că s-a întâmplat numai atât. Deci, repet, din punctul meu de vedere, constructiv, această balustradă, sigur că rezistă la o anumită forță, dar partea de design constructivă nu are ce căuta aici. Cam asta. Oricând se poate întâmpla ceva, indiferent că ești adult sau că ești copil. Pe rețelele de socializare, unii oameni sunt chiar revoltați și dau vina pe conducerea complexului acvatic. Balustrada este proiectată prost, nu au nicio justificare. Este inadmisibil să-ți prinzi degetele în balustradă. Aceea este o capcană, prost proiectată, care se termină în unghii de strângere, total inadecvată pentru o trambulină. Fica mea a fost luată cu zmurdul în urma unui accident pe tobogan. Adevărul este că balustrada este foarte periculos proiectată cu acel unghi de strângere. Este obligația administratorului să facă evaluarea privind eventualele pericole. Balustrada nu e bună, vor suporta consecințele. Nu este normal să-și reteze degetele, e un loc de joacă, deci normele contra accidentărilor trebuie să fie drastice. Reprezentanții complexului vin însă cu declarații halucinante. Balustrada are un rol al ei, ori nu avea în condiții normale ce căuta să se prindă de balustradă în cădere. Și nu există în norme vreo recomandare privind sevile. Eu nu sunt specialist în balustrade în scări. Dacă, să spunem, balustrada ar fi fost altfel, probabil că nu s-ar fi întâmplat acest lucru. Ar fi căzut până la urma urmei. Este un caz stupid, un accident stupid. Stupid sau nu, imaginile vorbesc de la sine și au fost deschise mai multe anchete în acest caz, atât de poliție cât și de protecția consumatorului. O expertiză tehnică și o instituție abilitată sau un organ abilitat să ajungă la o concluzie pertinentă asupra modului în care trebuie realizată acea bară, mână curentă, balustradă, este oportună. Respectiva zonă va putea fi deschisă doar după ce noi vom da un document. S-a întocmit un dosar penal pentru fată mare corporală din culpă. Dosarul este instrumentat sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Brașov. Dosar a fost începută urmărirea penală față de faptă. Colegii noștri au ridicat atât imagini de pe camerele de supraveghere din cadrul complexului, cât și documentație. Părinții așteaptă rezultatele anchetei și, în mod surprinzător, nu au dorit să comenteze în niciun fel evenimentul. Lasă-mi să facă cercetări și... Nu bine, am înțeles. Deci a declarat doamna de la Paradis că ei nu sunt vinovați, deci ce mai vreți? Alți părinți sunt însă revoltați de circumstanțele în care s-a produs nefericitul eveniment. Dacă erați în locul părinților sau în locul bunicilor, să zic așa, erați supărată pe cei de acolo? Da. Păi ei eram supărați, da. Trebuie să fie și ei foarte atenți și... Și numai balustrada groasă, am zis. Fără interferențele celelalte, pentru că și tu ca om mare poți să-ți prinzi degetele. Indiferent că e copil, că e om mare de neatenție, dar aici... Au vina și piscina care unde s-a petrecut. Proiectul este făcut prost. Ținând cont că acolo sunt copii și se joacă, acolo trebuie să le facem cât mai simple ca copiii să se poată desfășura, să nu aibă accidente. Fetița de 10 ani a trecut printr-o operație de aproape 8 ore joi dimineața la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. Medicii sunt rezervați și așteaptă câteva zile pentru a afla dacă operația de reconstrucție a degetelor a fost un succes.